Acum filmăm în principalul compartiment de reproducție al crescătoriei, tandemului Denis plus Ial Cintuleș. Câte boxe aveți aici? În jur de 20-22? 22 de boxe am aici, am 20 pe picioare și mai am încă două făcute în cod. Spuneți-ne câteva despre porumbei pe care dețineți în prezent la matcă, domnul Ialcin. Deci, ce pot să vă spun, am porumbei din mai multe linii, în special am cultivat porumbei, aici n-am decât 5 perechi pentru viteză, restul sunt porumbei de fond și maraton. Da. Dintre porumbei cu, să zic așa, ca rezonanță, pe viteză sunt axat pe Janssen. Am căzut de acord, să zic așa, cu băiatul meu să achiziționăm porumbei puri Janssen, adică ambii părinți să fie Janssen, cu origini cunoscute. Exact. Ca de-a lungul timpului, că, ce spune, merg pe principiul belgian, își lasă moștenire de la tată la fiu și la nepot. Așa este. Eu am început, să zic așa, sportul acesta, fiul îl conduce și rezultatele o să le culeagă roadele nepoții mei, să zic așa, și copiii lui. Corect. Deci, eu așa văd viitorul porumbofil. Dintre porumbei, ce pot să vă spun aceea? Porumbei de Janssen, uitați, am acesta. Acesta este din doi porumbei de-a lui Cosmin Olteanu, din originalul lui Cosmin Olteanu. Acela este un Janssen. Cel din spate, de acolo, dacă mă duc o să sară. Ultimul, am înțeles, da. Acela este tot așa un Janssen reprodus din un frate de-al lui, să zic așa. Deci ar veni nepot cumva. Da, da. Nepot după de unchi, și da. Și mai e făcută cu niște femele de Janssen tot așa de la Chicheanu. Da. De la Constanța. Janssen. Mai mă uit pe aici pe afară, nu prea mai văd eu Janssenii. Sunt pe băgați. După aceea se începe fond și maraton. Roșia aceasta de sus de aici este o femelă de tot așa de excepție. Este din producția lui Tudor Gheorghe. Da. El a cumpărat de la Herbert Kramer primus inter pares, a luat un porumbel cu origini foarte bune, care a fost 7 ani la rând la Barcelona clasat. Este, deci tatăl acestei femele este fiul acela luat de la Tudor Dorel. Iar mama este o femelă zburată de domnul Matache Ștefan, o campioană de-a lui Matache Ștefan. Neafane, da. Da, Neafane, cunoscut. Da. Deci, la fel, porumbița este de excepție. A dat produs bun, roșie aceea care ați văzut acolo sunt și din ea. Se trag și din ea, nu? Da. Eu am foarte mult roșie, eu țin la culoarea roșie, că inițial e și o culoare deosebită, într-adevăr. Argintiu mi-a plăcut întotdeauna. Da. Am înțeles că în ultimii ani lucrați în familie, nu? Ați decis cu Denis să... Da. Să împărechem, să facem consanguinizări și în familie. Ne-am creat o sușă, cum v-am zis, din porumbei de la Chirică Cornel, care sunt niște porumbei de excepție pentru viteză. Într-adevăr, are puseri foarte bune, da. După aceea, de la Toncu, mai am niște achiziții pe Aircam, pe linii de Aircam, pentru că în țara noastră, pe linia porumbeilor Aircam, Toncu este un crescător redutabil. Exact. Pot să vă arăt o femelă din... Este aceea lângă mine și... Aceasta este o femelă de la Toncu, din celebrul Che, este nepot direct de la... Are inel de FRSC, da, pe care l-am luat. Atunci zbura la FRSC. Pentru mine inelele nu contează, contează porumbelul exact. Genetic și... Exact. Deci astea sunt. Este o femelă de excepție aceasta. Mă întrebați de dezmet. Uitați, acela este dezmetul martez original roșu. Da, știu că îmi spuneați că ați importat trei exemplare direct, nu? Da. Am avut mai mult, că fiind cu Tudor Gheorghe prieten, tot facem schimburi și o grămadă de porumbei. Da. Din lotul de cât? 24, nu? Ați cumpărat sau au cumpărat în România? Da, în 2008 am cumpărat 24 de porumbei de la Dezmet Matiz, Marius Andrei, Tudor Gheorghe și cu mine. 12 a luat Marius Andrei, 9 Tudor Gheorghe și 3 am luat eu. Cel din spate, Nărosul, dacă este. Da, da. Este la fel un porumbel de excepție,
pe care momentan nu se mai găsesc, piticul cu limburga, celebre porumbei al lui Marian Dumitrache, da? Al lui Marian Dumitrache, da. Într-adevăr. Așa. Eu aici am cam 60-70% din porumbei, sunt de la regretatul Marian Dumitrache. Am fică din Roșia. Este... Așa, am din Cucă, dacă este, uitați, celebra Cucă. Este aici, că nu mă duc încolo, că sar și... Da. Nu? Acesta este, deci este un descendent din Cuca lui, nu? Din Cuca lui, care a avut loc unul la Bialystok, tot al lui Marian Dumitrache. O femeie de excepție, care e pereche cu... Am un fiu din Ușpearu. A, deci i-ați făcut așa acum, nu? Da, da, acum ați făcut așa. Așa. Și mi-a arătat puțin mai devreme aici un exemplar gut, frumos, cu care îmi spuneați că e redutabil produsii din ei, redutabil la fond și maraton. Era undeva în zona de jos acolo. A, gutul acela... Ăla e listul de acolo? Da, 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 da. Uitați, bolțatul acela de acolo. Da. Iar acela este un Emil Deniz de la regretatul Sinel, de care a, de la noi, de la Unii, de la UCP. Da. Deci el este... Părinții lui sunt zburat la Barcelona, e San Sebastian, la San Sebastian, unul, au locul 33 și locul 80, parcă. Părinții lui. Din produsii lui, eu am zburat foarte bine pe Columbodrome, am avut rezultate foarte bune. Da, îmi spuneați că e un porumbel care vă dă întotdeauna mai produs de calitate. Produs de calitate, exact. Cu cine l-am pus, mi-a dat produs de calitate de fiecare dată. Super, frumos. Da. Ce să mai vă spun? Așa. Am, cum v-am zis, avem porumbei, foarte mulți porumbei. Am și de la Buvalda, luat. Și la Jack Buvalda? Și de la Jack Buvalda am luat un porumbel, o femelă, pe care mi l-a făcut cadou filmul anul 3, acum 2 ani de Crăciun. Frumos. Uitați femelă, e cea de acolo. Guta, mică, Guta care cu spatele, nu? Cu spatele, da. Da. A luat-o pe principiul filmului că zboară ultima 100-150 de kilometri, zboară pe mare. Da. Și aia e pereche cu mărmuratul acesta, care e luat de la Găiești, de la... cum îi zice, magicianul, îi zic ăștia, cunoscut unul de magician, este Hermes, e stoica, nu știu cum. Da. Așa, îl cheamă, deci ăsta e un produs Hermes. Iar din perechea aceea, că ei sunt pereche Buvalda cu Hermesul, eu zic că am printre cei mai buni produși care mi-a dat mie. Da. Ei sunt foarte mici, anul trecut i-am zburat, am făcut eu niște experiențe și am zburat porumbei, aveam foarte mulți pui, am zburat, să zic, 50-60 de kilometri, 150 până direct la 330. I-ați aruncat, da. I-am aruncat și din el am avut, din perechea aceea am avut o spui, la fel și din piticul Limburg, da, în acesta, în Rus. Da. Da. Deci, super. Porumbei sunt porumbei, excepte roșul acesta este tot de la Marian Dumitrache, într-un dezvent matiz original, de la el. Da. Frumos, da. Într-adevăr. Super. Porumbei arată bine la ora actuală. Au pui, nu? Da, cum să nu? Pui sunt în cuibare, da, sunt pe jos. Da, am văzut și aici lângă noi sunt. Da. Da. Ah, uite, aceea este roșia. Din fica lui roșie. Da, eu da. Mă uitam după ea și nu o vedeam pe cuibul de aia. Vreau să vă prind, ok? Nu, nu lăsați că roșia. I-am dat zoom pe ea. Da, da, da. Aceea frumos. Este roșia. Aceea sunt puii care sunt la înțărcare. Pui, deci eu când pui fac în jur de 20-21 de zile, îi înțarc. Îi dați jos ca să se închide, nu? Pentru că... Se închid și altfel, nu? Da, 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 da. Dar indiferent dacă... Că puiul este mai mic, că e mai mare, că e mai bine hrănit, că nu e mai bine hrănit, nu contează, toți au mâncat aceeași mâncare și toți sunt jos. Da, trebuie să-i da. Da, pentru că... Același tratament, corect, așa este. Aplică același tratament la toată lumea. Iar barometrul meu, ca să-i separ, în momentul când mi-a sărit peste acest țarc, înseamnă că eu pot să zboare porumbelul și îl mut în compartiment. Așa este, așa este. Domnul Ialciniu, vă mulțumesc foarte mult și pentru această prezentare la matcă. Și vă doresc mult succes în continuare. Poate data viitoare când o să vin și o să vă fac o nouă vizită, o să am norocul să fie și Denis acasă. El vă poate da detalii mai multe și de descendenți și de astea, că el a stat și s-a uitat. Le analizează mult mai de pedigrele, nu? Eu știți când mă uit după 4-5 ani, de-aia vă pot spune eu că la... Unul de 4 ani, 5 ani la porumbei bătrână, vă pot spune. La ăștia până în 3 ani, da. Eu nici nu mă uit din ce sunt. Corect, așa mi se pare normal. Le-ai zburat și... Nu, pentru că am avut experiențe de genul, m-am atașat de anumiți porumbei și am avut regretul, să zic așa, că cei care s-au apărut au fost porumbeii favoriți. Și atunci am hotărât, am zis, bă, n-ar rost să mai mă
la cașez de porumbei și le-am spus, coșul e prietenul vostru, voi sunteți prietenii mei după ce rămâneți în cotez. M-au rămas cei care au 4-5 ani, cu aia pot să zic că sunt porumbeii mei. Am înțeles, vă mulțumesc mult încă o dată. Să vă mulțumesc mai bine. Cu stimătatea cele bune. Respect, toate jumătate.